Săptămâna care precede Marea Sărbătoare a Învierii Domnului este săptămâna în care credincioșii se pregătesc să primească Lumina Sfântă a Învierii. Este de asemenea o săptămână presărată cu frumoase rânduieli și obiceiuri străvechi. Aceste zile au menirea de a pregăti credincioșii pentru Sărbătoarea Învierii Domnului. Este vorba atât de o pregătire sufletească, cât și de o pregătire trupească. Postul se înăsprește, iar cei care nu au putut să-l țină până atunci, se străduiesc ca cel puțin în această săptămână să-l respecte. Săptămâna dinaintea Învierii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Săptămâna Neagră. Ce tradiții și obiceiuri se mai păstrează în Oltenia, ne spune în momentele următoare Liviu Olteanu, muzeograf la Muzeul Olteniei Craiova. Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este numită a patimilor pentru că fiecare zi reprezintă o zi sau un episod din viața Mântuitorului în drumul său spre moarte, coborând în moartea și revine printre cei vii. Una dintre cele mai semnificative zile este aceea de Joi Mare sau Joi Mărica, cum se spune în tradiția populară. Este o zi în care femeile merg la cimitire și are loc acel ritual sacru, aprinderea focurilor rituale de Joi Mare. Practic este o zi în care se spune că cei morți vin acasă și sărbătoresc aceste zile de mare bucurie cu cei vii. Elementul definitor este focul ritual pe care bătrânii noștri îl făceau cu boji, cum era tradiția populară de mult, încă din zorii zilei, pe culmile dealurilor se zăresc luminile lumânărilor. Este un moment în care și bocetul își face resimțită prezența. Cu alte cuvinte, putem spune că femeile îi jelesc pe cei plecați în lumea fără dor. În satele de pe Valea Corzului se spune că acești boji au rolul de a încălzi picioarele morților. Lemnele din tufe de alun uscat nu se taie, ci se rup cu mâna. Era un element definitor de a se rupe cu mâna pentru ca jertfa să fie adusă și primită în totalitate. Toate aceste acte ritualice fac trimitere la antichitate, atunci când oamenii se închinau zeilor pentru a sărbători acest cult al morților. Iată câteva tradiții pe care le păstrăm și noi astăzi și pe care bătrânele din satele noastre încă le practică cu sfințenie. Vinerea Mare este momentul în care își face resimțită prezența acel act de purificare totală, pot să spun, pentru că se ține post negru, femeile bătrâne obișnuiesc ca în Vinerea Mare să vopsească ouăle, cel puțin în zona grecești, cernătești și până spre Bâcleș, Mehedinți, în nord-vestul județului Dolj, se obișnuiește să se vopsească ouăle în Vinerea Mare și este bucuria și mai mare, am constatat că oamenii încă vopsesc ouăle cu frunze de ceapă, acele coși de ceapă pe care noi le știm. Este zarvă mare pentru că încep pregătirile de vineri și până sâmbătă, încep să se pregătească bucatele tradiționale, se scot costumele tradiționale sau hainele bune, cum se spune, la aerisit, pentru ca Duminica Mare, în Duminica Învierii, oamenii să se îmbrace cu acestea la hora satului. Vreau să vă spun că sâmbăta este o zi în care cozonacii miros pe ulițele satelor, cum făceau bunicile noastre sarmalele și bucatele pe pirostrie afară în bătătură, și vreau să vă spun că bunica mea de 80 de ani încă mai păstrează aceste credințe și ritualuri. Este un exemplu viu că tradiția nu moare niciodată. Și bineînțeles, trebuie să amintim faptul că toate aceste zile au fost marcate de acele slujbe foarte importante, deniile, care se cântă prohodul, se înconjoară biserica cu părintele, iar noaptea de înviere, așa cum o știm cu toții, este cea în care sărbătorim învierea Mântuitorului. Un element foarte important și unic este acela de a aduce după înviere o brazdă de iarbă care se pune pe pragul casei și neapărat membrii familiei trebuie să treacă și să calce cu picioarele acea brazdă de iarbă. Brazda de iarbă simbolizează veșnicia, trăinicia și nu în ultimul rând, iată, învierea, renașterea. Da? Duminica este marcată de o serie de credințe și obiceiuri foarte importante. Încă de dimineață bătrânii noștri merg să dea cu ouă peste morminte. Este un moment în care comunitatea
se adună, vreau să vă spun că ouăle roșii, în primul rând, simbolizează sângele Mântuitorului, dar și în credința poporului român, că ouăle roșii simbolizează și obrajii roșii ai copiilor ca și bujor. Vreau să vă spun că atunci când bătrânii noștri se întorc de la cimitir, împart, iar un act care ne aduce aminte de strămoșii noștri, masa tradițională de Paște pe care o cunoaștem cu toții și cel mai important și momentul cel mai așteptat este hora satului, când fiecare iese cu hăinuțele noi, bătrânele noastre încă le mai vedem cu ciupegele cusute și păstrate în ada de zestre și hora satului marcată de lăutarii noștri.